Înainte să intru în subiectul propriu zis și să vorbesc despre segmentele lansetei, am nevoie să definesc, să explic un termen la care mă voi referi în cele ce urmează. Este vorba de blancul lansetei. Termenul vine din englezescul blank, care se scrie la fel, doar cu K în loc de C și are, printre altele, sensul de gol curat. Este practic doar bățul, fără inele, fără mandrină, fără mâner. Închei definiția și trec la subiect. Din motive practice, lansetele de crab au două sau mai multe segmente sau tronsoane. De exemplu, chiar și o lansetă de 3 metri ar fi incomod, riscant și de cele mai multe ori imposibil transportat dacă ar fi dintr-o singură bucată. Nu mai vorbim de cele de 3,60 sau 3,90. Cum, cu ce mașină să transporti o prăjină de 4 metri? Da, din punct de vedere tehnic, explic imediat, o lansetă dintr-o singură bucată ar fi mai indicată decât una compusă din mai multe tronsoane. Dar, cum am spus la început, nu este deloc practic la transport. La modul general, cu cât volumul, în cazul de față lungimea, obiectului transportat este mai mare, cu atât avem nevoie de o mașină mai mare și cum echipamentul pescarului de crap include foarte multe și cum nu toți avem la dispoziție dube, este de înțeles preocuparea pentru reducerea numărului și dimensiunii bagajelor. Referindu-le la numărul segmentelor, așa cum putem vedea în filtrul dedicat acestui parametru, cele mai multe lansete de crap, cam 3 sferturi, sunt din două segmente. Urmează cele din trei tronsoane, cele telescopice și mai rar din 4 segmente vorbind strict despre numărul segmentelor, lansetele telescopice au de fapt 6-7 tronsoane. Am spus mai devreme că o lansetă dintr-o singură bucată este tehnic și funcțional mai bună decât una compusă din segmente. Explicația constă în faptul că orice îmbinare reprezintă un potențial punct slab de-a lungul blancului atunci când executăm aruncări în forță. Pentru a reduce riscul ruperii de la îmbinare sau demufări în timpul lansării, Capetele segmentelor sunt ranforsate în zona în care se îmbină. Cu toate astea, uzura la nivelul îmbinărilor este inevitabilă în timp deoarece de fiecare dată când mufăm sau demufăm lanseta, segmentele sunt forțate și se freacă în același loc pe o zonă relativ mică. Iar dacă nu avem grijă ca interiorul și respectiv exteriorul tronsoanelor să fie curate acolo unde se suprapun, putem avea surprize neplăcute oricând. Mai mult, forțele care apar în blanc în timpul aruncării nu se vor distribui uniform pe toată lungimea ca atunci când lanseta ar fi dintr-o singură bucată, ci vor exista puncte sau zone de presiune cauzate de discontinuitatea blancului și diferențele în structura materialului. Înainte să trag concluziile, și că tot am repetat cuvântul segmente, și cum cele mai populare sunt lansetele din două bucăți, tronsonul mai subțire se numește de vârf sau superior. Iar segmentul mai gros, cotorul sau talonul lansetei. Ajungând la concluzii, avem de ales, sau mai bine spus, suntem nevoiți să facem un compromis între confortul al transport oferit de lanseta cu mai multe tronsoane și confortul siguranței în folosirea lansetei cu mai puține segmente, deci mai incomodă în bagaje fiind mai lungă la transport. De ce am spus compromis? Deoarece, din cele prezentate mai devreme, cu cât sunt mai puține tronsoane, cu atât lanseta este mai rezistentă, mai robustă, mai fiabilă și în același timp mai performantă decât o lansetă cu mai multe segmente. Încă un aspect de avut în vedere, la fel ca la lungimea lansetei, este că unele lacuri nu permit lansetele cu mai mult de două tronsoane. Deci e bine să verificăm și regulamentele lacurilor pe care intenționăm să pescuim înainte să ne cumpărăm lansetele.